Ok, deci salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou livestream, băieți și fete. Ia să vedem, spor la live te pup. Mersi Florin, mersi. Mersi frumos. Bă, văd că nu prea intra nimeni pe livestream momentan, dar mai așteptăm, cine știe. Sper că s-au dat notificări, s-a dat tot ce trebuie, nu știu, eu am primit de data aceasta. Hai până o alta să dăm, am pus aici muzică, forță, stai să dăm asta, mai stai așa, dăm caldere slabă, că n-avem nevoie să ne consume resurse degeaba. Hai să vedem, dăm share-ul pe Discord. Bun, dăm share-ul pe Discord. Bun. Hai să dăm, asta e că nu merge de aici, am uitat. Hai așa, trebuie să punem pe asta, așa. Hai everyone, live. Bun. Ah,
Am dat share-ul. Bun, deci am dat și share, ok, tot ce trebuie. Hai zicne și five-ul până una alta. Când ne certăm, de fapt noi ne iubim. Când ne contrăm, aproape că glumim. Și când ne sărutăm, o facem des. În văzul lumii, fără niciun zes. Când ne certăm, de fapt noi ne iubim. Hai zicne acum five-ul, băieți, și vedem ce facem astăzi. Sper să mai intre lumea pe live, că altfel e nașpa. Bă, da, se vede, gata, se vede 5M. E ok, nu? Dar ce e asta? Ah, 5M e asta. Ah, ok. Asta e, dăm drumul și la asta de la Typee. Gata, ies din cum se vede asta de la Typee stream. Mamă, ce melodie a început, băieți. Ia uite ce melodie bună a început. Ia cum se vede asta de la Typee? Se vede ok? Da, cred că se vede ok, o lăsăm așa. Bă, nu știu, să intrăm pe iPlay puțin, ne jucăm. Văd că sunt doi playeri. Vedem dacă mai intrăm pe parcurs. Nu știu unde le găsești. Mai cupidon, iar mai rata. Și apoi cam aia face momentan. Bă, nu știu, văd că nu prea am mai intrat pe live momentan. Dai să oprim muzica. Așa. Văd că nu prea mai intra lumea momentan, dar cine știe, poate intră pe parcurs. Totuși e vineri seara. Hai să scot și asta. Totuși este vineri seara, deci a trebuit să intre lumea, dar na. A, e. Vedem. Bun. Salut, Tony, salut, David, salut. Bine ai venit pe livestream. Bă, ce caut mă aici? Iar stă în mijlocul străzii, mă. Înțeleg, îmi tot iau rollback, nu știu de ce. Mamă, dați departe de casa, de casă, ești nebun? Noroc că am ăsta, că altfel cred că mă ceam pe ăsta, ești nebun? Că nu e niciun admin... Nu e niciun admin on, bine că am ăsta de sponsor, că altfel o luam la bază, ești nebun, până la casă. Prea rapid ăsta, bă, abia-l controlez, ești nebun. Hai, mă, se deschide. Nu se deschide poarta, mă, cava, așa, acum, trebuie să intru în ea ca să se deschide, ești nebun? E bine pe senzori. Bun, mamă, te-ai câte să-mi iau arme. Am bani, ai că am balanit, să-mi iau arme, că murisem ultima dată. Hai să vedem. Da, gata cu muzica. De fapt, mai lăsăm muzica pe fundal, oare? Ani, nu știu. Hai, că am oprit-o, o lăsăm așa momentan, dacă eu pornim puțin mai încolo. Bun. David, vezi că n-ai zis nimica, frate. Nu știu ce mesaj ai vrut să lași acolo, dar vezi că nu se vede pe chat. Bun, ia să-mi, bă, dar problema e că sunt cam puțin player pe server și nu știu dacă avem ce să face. Sperăm să mai intrăm parcurs. Ia să vedem. Deci mi-au așa, mi-au... Da, am mișorat prețurile sau... Știam eu prost că îți mai scump pe armele. Cât mi-au? 4.000 mi-a pot asta. Parcă am luat mai multe înainte pe arme.
Parcă erau mai scumpe, nu știu, hai să cumpărăm 1, 2, 3, 4, 5. A, nu mai am spațiu. Pe și câte armuri am? Am 5 armuri, ok. Ok, deci am armuri, ok. Asta SMG mi-a luat asta SMG. Ceramic pistol, combat pistol, compact rifle, machetă, micro SMG. Luăm de toate, ești nebun. Băi, ce mă, ne-a băgat și pumnal? What the fuck, parcă n-aveam înainte pumnal. E altă viață. Ce mai avem pe aici? Machetă, AK ăsta MK2. Care e forță. Compact, nu știu ce e ăsta, sau SMG, micro SMG. Deco și 3 pistoale. A, dar stai așa că mai vreau să-mi dau arme și de aici de la sponsor. Îmi dau ăsta. Mi le-a dat oare? Da, mi le-a dat. Am AK normal, AK MK2, special carabină. Carabina asta de... De-mi place mie mult să mă joc cu ea. Aici nu mi-a dat nimic. Ba da, mi-a dat MG-ul și cu SMG-ul, cred. Și mi-a mai dat... Nu știu, mami, mi-a mai dat și shotgun-ul. Și atât. Bun. Aia zic. Salut, Toni, salut, Dan Marian, salut, bine ai venit pe live stream. Bun, hai să vedem. Cred că vreau să mă duc cu geu, că vreau să-l tunez și pe ăsta. Mamă, dar ce sunt cu numerele astea? Sper că pot să scot mizeria asta de numere. Toni, da, da, Marian, da. Spune. Te vreau să-l tunez, dar de unde era Toni? Era aici? Și-mi cântă, mă. Ce faci? Uite, bine, numai ce am dat și eu drumul la un live stream și acum să vedem dacă merge, dacă nu merge, dacă mai intrăm pe server, dacă ne mai jucăm, dacă închidem live-ul, dacă... Na. Tu ce faci, Mariane? Mamă, de acum văd, de fapt știam, dar am uitat cât de când am mai văzut cu geo ăsta. Vedeți că e mișto rău geo ăsta, ia vedeți interior. Cu tabletă, bă, și ce-mi place că are head-up display în cover, deci e top rău head-up display-ul ăsta. E prea așa. Bun. Ești supărat? Nu supărat, numai... S-a așa, nu știu, că puțin plictisit, cer că am vrut să fac live de mai de mult timp, doar că am mai așteptat să mai intre player pe server și n-am mai intrat și nu știu, gen. Și văd că nu prea e nici lume pe live stream momentan, să vedem pe parcurs. Dar nu pot să-i căspăra, poate doar plictisit. La minut, Tony. Ce? Nu, stai că nu înțeleg. Culoarea era 1, 2, 3, 4. Asta era culoarea, bun. Și ca secundarii ce pot să schimb? Mă gândeam că se schimbă interiorul, dar nu. Paint type-ul... Mat. Bun. La wheel, dar nu, n-are, nu, îi le las pe astea roșii că arată prea bine. Plate, ia, te rog, zic că pot să-i scot numărul. A, nu pot să-i pun culoare, dar nu merge. Cred că de la extra, are extra. Xenon. Farurile roșii neapărat, unde-i red? Ok. Neon, pot să-i pun și neon. Perfect, perfect. Care sare mai tare în evidență? Asta e la ce se vede cel mai tare. Extra. Te rog, zic că m-a să-i scot de aici numerele alea urâte. Stai că nu înțeleg ce face. Hai, pune ceva aici. Hai, pune apărătoare în spate. Și era off, ce nu era apărătoare. Să-i le... Da, nu, las fără. Extra 2, ia. Mamă, bulbarul ăsta neapărat îl vreau. Mamă, ăstea da să-i scoată numerele, gata. Salutare, salut Radu, salut, bine ai venit pe livestream. Și ăsta, ai, pun număr normal, gen, îi pune, da, nu, vreau fără numere, arată mai...
mai bine fără noi. Window tint, pot să-l fac negru? Da, mă. Dar genul acelea, așa, nu, văd că n-are treabă. Păi le pun pe astea atunci. Mai fapt e același. Și ca și claxon, care era? Ăsta de polițist. Bun, ce mai pot să-i pun? Upgrade, ia să vedem. Pot să-i fac motorul. 60.000, mamă. Bărbă un minut, ok. Astea sunt frânele, parcă nu, da, frânele, transmisie. Pune și pe asta plană, nu-mi zic că pot să o las mai, ba da, pot să o las mai, dar nu, care e mai farmicul dacă o las mai jos, ești nebun. Armură vreau, 180.000 și turbo, e 31.000, perfect, bun. Și cam atât. Ia să vedem, bă, băieți, cum merge acum minunatul nostru G. Și arată, arată bine, văd. Nu că am mai intrat pe server, cine a mai intrat? A intrat Luci. Bun, ia să vedem. Băi, de cum se vă farle alea. Ia. Caterinca farle. Păi și n-a mai intrat, mă. A, mai intrat și Radu. Ok, ok, bun. Nu știu ce facem azi, băieți, sper că mai intrăm aici pe live, mai Caterin cu alea. O fi poliție în oraș? Ia să vedem. Șomer sindicat, șomer în alcătoră, șomer. Nu e, bă, poliție. Nu e poliție în oraș, băieți. Nu e poliție, că eu v-ați dat de permis, mă, curate, dar... Dar nu e aici un poliție. Ia uite-l pe ăla. Eu sunt Bogdaner, așa pe this, with this. Păi nu știu, dacă ești pe server de Discord și vrei să ne auzi la o vorbă, deci jucăm aici împreună, te aștept, îmi zici când ai intrat și... Și te trag la mine. Mamă, dar pe unde eu acum auzi, bun, scoate flăcările geo ăsta, Caterinca, așa. Am intrat, ok, stai așa să mă opresc aici undeva. Mă opresc aici, în mijlocul străzii. Și te trag acum. Mă auzi, Tony? Salut, da. Ok. Ce faci, băi, Bogdani? Sau Radu, cum să zic? Ei, nu uite să ai la fleca și intră la... Uite, mă. Ce faci, mă, pe jos? Nu, no, așa am intrat acum pe server. Ce naibii, mă? Lasă-mă mâinile alea. Nu merge. Ia stai și-a lasă un sondajus. E animație? Gata. Bun, ia zi de ce mai e pe aici, în oraș. Să vezi ce Mercedes s-a împăcat la mafie. Mm? Zic să vezi ce Mercedes s-a împăcat la mafie. Ah, ok. Ia. Yeah. Stai așa, ți-l arăt imediat, numai stai încă 2 secunde să mai fac ceva. Ok.
Așa, gata. Vrei să-l arăt? Da. Fii atent, stai că mă duc în partea greșită. Da, cam moartă seara asta de vineri. Da. Abia sunt și player pe server, abia și lumea pe live, nu știu ce se întâmplă. Am intrat la server, adică am intrat pe server sau ce, la ce te referi? Nu, e din astea, e supresor, din alea. Ia că-s curios. Lanternă, o să-ți pui pe armă. Da? Da. Eu mai am arme. Da. Dar merge în față. A, crezi că pot să intru aici, mă. Grip. Este un component de armă. E skin pe armă. Aia-i gripul? Da. Lanternă, 150.000 gripul, lanternă, skin. Ba nu mă, skin e, uite. Este un component skin, e și alt gen skin. Da, nu știu. Și supresor, păi și merge pe orice armă gen sau cum? Da, la unele merge. Eu că eu mi-au skin, sunt curios, îmi iau un din ăsta, mi-au unul. Inventar plin. Dar pe ce inventarul? Pe F5, nu te zici, l-am plin, am prea multe armuri, cred că. Hai că mi-am pus o armură. Ia. Dar trebuie să ai arma în mână. Băi, da, stai întâi să-l cumpăr. Genia. Vreau pe... Ai oferit skin. Ăsta. Ai primit skin și ia cum dau F5. Folosește. Ai oferit... What the fuck? Ți l-am dat ție sau... Nu. No. Păi și pe ce armă mi l-a pus? Păi nu mi l-a pus pe niciuna, ești nebun? Ia să ies să încerc eu pe arma asta. Ia, grip, folosește. Aha. Skin. Gata, ui, vezi. Uite pe arma asta merge. Hai, da, boss, dar eu mi l-a luat și... Nu mi-a pus, nu știu. Folosește, mi-a pus lanterna. Mă, Caterinca așa, dar mie... Nu mi-a pus pe AK-ul ăsta, pe doi. Da, mă rog. Eu cred că pot să intre aici, era Caterinca să intre aici în templul ăsta sau ce e aici, mâncați. Cât e tu primul? Nu ce te bagă la volan? Da, cred. Încet mi se pare geo ăsta față de ce am băgat acum. Atât îți zic, prinde 430. Așa. Ata prinde mașina aia de-am băgat-o. Oh. Ia ghecește. Zi așa o marcă. Fua. Păi ai zis că e Mercedes. Ți-am zis. Stai că am uitat că ți-am zis, nu contează. Fii atent, fii atent aici, mașină de boss. Mam. Fii atent. O să fac o demonstrație. Cred că am prins 50 până aici, ești nebun? Fii atent. Ia-ți. Aha. Ma. Și vezi că stă bine rău și pe curbe și pe tot, gen. Uite și tu, am 200 pe aici, am 260. E forță. Bine, handling-ul la ea, gen, știi ce la handling?
Nu. Gen când bagi mașina, orice mașină cu server de 5M sau orice ar fi gen, poți să e un fișier numit în ea handling, unde poți să modifici gen și să-i pui tu ce accelerație să aibă. Cât să prindă la oră. Să știu, da, mă gândeam că e pe 5M asta. Cum să se controleze. Pe 5M știu și eu, dar nu știu, zic, poate fi și pe altele. Gen, cum, cât de bine să stea pe șosea, cât top speed să prindă, știi, cât de tare să fie accelerația. Da. Asta știu, dar mă gândeam că gen e în tuning chestia asta, că... Nu, 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 e știi, pe asta am zis. Mașina. Cine știe că asta, mașina asta, eu am făcut-o așa, gen, am făcut eu handling-ul la... Nu s-a înțeles și l-am trimis să mi-l bage, știi? Că mașina asta doar la noi, la mafie, nu mai găsește undeva. Aoleu, stai că mă uitam la pocea la monitor. Lasă că mai abuzăm puțin să mai comenteze copiii pe chat. Și cum zicem, mașina asta e doar la noi la mafie și i-am făcut eu handling-ul, știi, că gen am văzut pe net, am văzut-o și ne-am ținut sans, știi, să ne o bage, numai că pe net mi se părea că e cam înceată, știi, că erau și videoclipuri și chestii de pe, cum îi zice, de pe site-ul unde am luat mașina, erau și videoclipuri pe YouTube postate cu mașina, cam cum merge ea, știi? Și da. Prezentare, știi că mergea slab, rău, adică nu știu. Când m-am uitat eu, când am descărcat eu ca să-i modific handling-ul și alea, era pus top speed-ul la 200-250. Deci cam atâta prindea maxim și acum prinde trec cu 430. Bine, eu n-am pus să prinde, am pus să prinde mai puțin. Nu știu ce prinde mai mult, sincer. Dar încă vezi că asta ce o am eu acum și o vezi tu e stock, nu-i tunată. Aha. N-am tunat deloc până acum. O să merg să o tunez și pe asta, sunt curios după cum prinde. Și dacă te uiți în interior, are și lumini ambientale, dacă le vezi pe alea albastre. Da, le-am văzut. Și poți să le și schimb. Ia stai mă, că-i tuning aici. Mergem aici în paletul la tuning. Chiar sunt curios dacă îi dă mai tare după. Deci, îi dăm așa, pe motor maxim 100.000, ești nebun. Pe frâne maxim 65.000. Mamă, cât costă mașina asta. Transmisie, suspensia, merge să o las mai jos, se lasă? Da, bă, se lasă. Maxim o las jos. Armură maxim 300.000, ești nebun. Auzi cum face de la turbo, ești nebun? Ma. Zici că e turbată. Ia, la vizuale, hai să-i dăm așa, body part, ce e ăsta, front bumper. Îi pune lip, nu pot să cred. Nu are. Îi pun lip, și pe spate. Hai, schimbă inscripțiile de la grila negru, dar le fac negru. Canterinca așa, exhaust. Las pe astea așa negru. Grilă, ia. Mamă, face neagră, ești nebun? Mamă, cred că-i pun ăsta de Bravos, așa. Left fender. Ce e ăsta oare? A, ia vezi că îi face chrome delete, ești nebun? Îi dă... Mânerele și alea de la geamuri din chrome, da, le face uite, negre. Da, uite, da, le văd. Mamă, așa o fac. Left fender și right fender, ăsta ce-i face? A, îi face alea de pe aripile de față, le face negre alea cu V8, turbo, și alea le fac negre, gata. Este de primary. Deci avem așa. 1, 2, 3, 4. Asta e culoarea. Mamă ce bine dă. Mată. Ok. Wheel. Îi schimb, dar nu-i schimb roțile că sunt prea frumoase. Dar în schimb pot să-i pun un smoke color din ăsta.
nebun. La wild color poți să-i le schimb. Da, vezi, nu poți să-i schimb culoarea, la roții, ești nebun. Da, nu, ăla sunt neagră. Plate. Facem negre numerele, atât doar pe spate am. Facem farurile roșii, sper că s-a pus farurile roșii. Neon, merge pe aia? Merge, aia zic. Uite ce tare se vede neon pe asta. Merge și geamuri. Dar stai întâi că vreau să-i... Ah, dar stai așa că am uitat să modific interiorul, mă. Stai așa de unde e. E albastru. Da, 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 stai că-l facem roșii. Ah, de la aici, pare aici parcă era secondary. Da, ăsta era. Asta. Gata, mă, bun. Hai să-i facem și geamurile, le facem... Eu nu știu dacă se lasă așa să se vadă interiorul sau să le fac difumurii. O facem, las, văd doar eu în interior. Și punem claxonul ăsta. Gata, nu mai venim detonat. Ia să vedem acum îi dă. S-au făcut, mă, fără roșii. Da, s-au făcut. Mamă, ia vezi acum interior. Ia stai așa să mă bagă ce că aici era întuneric. Ia zi cum, ia zi o vorbă de interiorul ăsta. Ia să vezi. Ma. Dar ia vezi că și pe scaune ești, da, nebun. Da, și pe scaune, asta vreau să zic. Și în spate, și pe uși, peste tot. Au pus băieții mei... Zici că... Nu, zici că au pus toată banda, le zici, nebun. Doar mi se pare că îi dă mai tare. Yeah. Bă, mi se pare că merge mult, mult mai tare acum. Deja am 400, ești nebun? 450. Ah, da. 460. Nu, no, nu, no, nu. No. Nu se poate așa ceva. Deci eu nu cred, deja am 300. Mamă, păi e bestie, ești nebun. Nu mă gândeam că de la tuningul ăla o să, cum zice, o să rupă așa tare. Mamă, dar știu exact locul unde putem testa cât prinde ea la oră maxim. Ceva ce am descoperit aseară. Tu știai că peste rost există caiu? Da. Bă, numai eu nu știam. Bine, de fapt pe serverul ăsta nu știam, da. Bă, numai mie nu mi-a zis nimeni că au băieții ca eu. Aseară mă jucam random și nu mai știu ce căutam pe mapă și deodată am văzut. 480! Da, 490. Bă, dar vezi că costă barca. Adică? Din, dacă vrei să ieși pe caius, trebuie barca și aia costă, cred că 50 de milioane. Bă, nu, poți să te duci cu mașina. Da? Da, o pot. Nu știai? A, n-am știu. Voiam să mă gătesc pe caia să farmez niște droguri și... Voiam să mă cu barca și n-aveam bani. Dar zis eu că e 50 de milioane barca. E pot pe server făcut. Salut, Alex, salut, bine, Playstick. Bă, da, știu, am... Am văzut și eu aseara m-a aflat și eu că există caia și m-am dus acolo și am văzut că e pot. Și zi serios că te costă 5 de milioane barca. Da, cea gen 40-50 de milioane. E scumpă. Bă, să fac pe aia și mă duc cu mașina, ești nebun? Bă, dar uite cum merge de sus ăsta, ești nebun? Deci, până acum nu uite de așa, că uite și tu, deja avem 200. 250. Bă. Dacă nu murim noi în seara asta cu ăsta degeaba, ești nebun? Uite-l cum face. S-a terminat cu Mercedes-ul ăsta. Stai să mai abuzăm puțin. Cum ar spune copiii. Da. Corect. Bă, ce-a făcut, mă? Ce era acolo? Nu, că eu când eu până ajung pe care mai fac cu accident. Fi toate la mine dacă nu mai fac cu accident.
Păi băieți, mă mulțumesc pentru 10 like-uri. Haideți acolo cu 15 like-uri. Cine n-a dat like, să dați și voi acolo un like. Faceți și noi 15 like-uri în seara asta. Hai, cu șor-șor, văd că se mai strânge lumea și pe server și pe live. Hai azi. Acum am văzut podul. E nașii, ok. Păi nu știu, gândește că până seara nu știam că e caiul aici. Dar stai așa, ce-i checkpoint-ul ăsta? Cam... ce scrie pe ăsta? A, pot caiul, am înțeles. Mă, îți dai seama cum rupe aici viteza, că e de un drept. Păi da, pe eu ce zic, că am testat-o azi și i-a dat aici 430. Netunată. Și dacă mai devreme am avut 500 pe autostradă, aici oare cât îi dă, ia să vedem. Deci, aseară, prima dată când am făcut drumul ăsta, l-am făcut cu McLaren-ul și mi-a luat ceva să-l fac. 400. Iii, nu. 470, 480. Dacă ne ducem în apă... 490, 491, 92. A, scade, 485. Da, mă, cam 480-90, cam pe aici. Aaaa, în apă. Nu! Mamă, că noroc. Bă, eu mă uitam la kilometraj, că eram curios cât duci și eu n-am văzut că deodată se termină podul. Că uite, gândește că când am făcut drumul ăsta aseară cu McLaren, nu? Mi-a luat ceva, sau când l-am făcut tot cu asta acum vreo 2-3 ore, l-am făcut cu asta, dar netunată, știi? Și gen, mi-a luat ceva. Dar da. Cu asta ești nebun, marș mă, aia zic. Bă, s-a terminat. Fii atent. Băi, că noroc cu palmierul ăla. Fii atent. Ce e aici? Hai, garaj normal. Cum e clară, nu? Vrei să dai tot rocul să vezi cât faci până dincolo? Da, ha. Ia-l. Și fii atent. Fii atent că vin după tine, nu te depășesc că nu prea e loc și mie să nu facem accident. Dar fii atent cu ăla cât îți ia, că îți ia mai mult și totuși e clară. Hai să mai abuzăm puțin. Unde-i mă fix aici? Așa. Dă-i, ha. Hai că nu mergem în paralel, că ne facem praf. Cum i-a pornit muzica? Uite, știu, deja sunt părut aici, nu? De unde încântăm? A luat 300. 305, 313. Ești nebun că eu nu mă o țin din W și o mai las. 328, 325, 29. Uite și tu, vezi că durează să-l faci cu ăla? Ia uite-l! Maa, cine e ăsta mă mâncați? Bine că l-am văzut. Mi-a stricat toată distracția. Alo, alo, alo! Ăsta e hacker. Sau? Nu știu, am spart roțile, mă duc după el. 90, ai din 90. Iau tot. Bă, ce-a făcut mă ăla, bă? A sărit în apă. Nu pot să cred. Ai din 90. Zise... nu, că sar după, nu sar după el, că mor. Păi ești nebun? Omul a sărit în apă, mâncavaș. Gata, așa s-a terminat. E din 90, știa cine e din 90. 90? Mai e? Nu, ba da, Gaming îl cheamă. Gaming îl cheamă, clar. Nu știu cine e Gaming. Habar n-am. What the fuck, deci omul efectiv s-a pus pe mijlocul drumului. Ca să intrăm în el. Dă-i tu de vii. Aolo. Bine că am văzut și n-am intrat mai tare. Nu pot să iau... vreau să-i arunc în apă, dar nu pot. Vreau să fac cu Caterin că se arunc în apă. Am pe unde, oare? Ia să vedem. De fapt am, mamă, dar de pe partea altă, de pe caiu, dar cu asta fac 2 ani jumate. Pe ea, de vă. Noi azi, ai văzut cât de mult îți ia să... Da, ia că mai vine unul. Ia uite pe ăștia, dă-i. E poliție, ești nebun, uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta, mâncați-și. Trebuie să ia ID-ul, că... du-te, vezi ce ID are la cuștia. Aha! A, el pleacă. A, da, facem din astea, bine. Salut, salut, Rodi, bine-i play, facem din astea, bine. Stați cu minți, mâinșilor, că vă prind din urmă. Mă, m-a luat poliția. Dă-te, 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 puțin, dă-te, puțin, dă-te, 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 că mă bagă în fața lui, rasa lui. Ia uite-l, ia uite-l! A trebuit în apă. Nu, că băiatul încă merge, stai liniștit. Bă, dă-te jos! Bă!
Nu, ca să vezi ce-i fac, fii atent. Bă, tu și unde am sărit, bă? Băieți, haideți cu like-ul, haideți cu like-ul, băieți. Haideți, mamă, mie să nu tragă polițistul ăla. Care-i, bă, care-i, staff? Mâine sus! Staff. Mâine sus! În genunchi, acum! În genunchi! În genunchi! Bună. Ce-i diare, bă, uite-te de pe zi. Ce cauți aici? Nu știu, nu știu, domnul, că mă urmărea poliția. Păi și așa se merge, vărule, faci achitent cu mine și pleci? Nu fac așa, domnul. Păi am cum să mă ferești de plăcerii. Păi ai intrat în mine frontal și tu pleci ca și cum nu s-a întâmplat nimica? Am vrut să mă ferești, domnul. Hai să te ferești, hai, sari în apă dacă vrei să trăiești. Sari în apă, am zis. Jur, ai 5 secunde. Ai 5 secunde sau te omor, hai. Stați 5, pic, 4, sari în apă, mă. 3, 2, 1. Nu sari, mă, mâncați. Bă, sari, mă, în apă. Nu, no, fier. De ce? Sari în apă, am zis. Ai 5 secunde sau ești mort. 5, 4, 3, 2, 1. Uite-l ce face. Bă, timp. Trage poliția după mine sau cine trage? Ce uite cum stă? Dar polițistul ăla e mort sau cu care-i faza? Da, eu nu știu, am zbrat cu mașina și am picat pe un pavel de ăsta. Pe o tu pavea. Tu unde ești, mă? Pe din asta, mă, pe o margine din asta de beton. A, uite polițistul. În față. Mie mi-a zburat mașina în apă. Am înțeles, las, că-ți dau altă. Mă, dar ce faci, ce... Nu călăpresc pe poliție, să vedem ce caută pe aici. Ia să vedem ce caută polițistul pe aici. Pe aici, nebun. E mort. Mâine sus! Iată, ce faci, mă, dă cu capul. Eu o să-mi iau respawn. Dar ești mort? Da. A, nu știam. Cine sunteți? Un polițist. Un polițist? Da. Păi spuneți numele dumneavoastră, nu un polițist. Nu. Poftim? Nu am venit să spun. Mai spuneți o dată, că nu vă înțeleg. Am zis că nu aveți... Mi-a luat respawn. Nu aveți voie? Nu. Păi de ce? Așa. Așa? În genunchi acum, hai. Eu sunt lărci, că zic să-mi zic că nu mănânci, că nu am voie. Băieți, dați și voi like, facem noi acolo 15 like-uri. Hai cu like-ul, băieți. Bă, dar vorbește bă, mașina și ăsta mai din buguită. Zolă, ești nebun. Nu pe burtă, rămâneți, domnule, și rămâneți așa cu mine sus. Ce căutați prin zona asta? Nu mai am pe domnul cu BMW-ul. Am înțeles. Domnul cu BMW-ul s-a dus, să știți. Am văzut. Nu am treabă cu domnul ăsta. Am înțeles. Ce Bugatti e ăsta? Cum? BRB un pic. Ok. Mai ieșiți o dată, că nu vă înțeleg. Am zis că Bugatti e ceva. Ah, gata. Acum văd mai bine. De că mi se fătui casca. Da. Am înțeles. Deci nu vreți să spuneți cum vă numiți, nu? Ba da, bă. Spuneți cum vă numiți. Agent Ciprian. Agent Ciprian? Da. Ciprian și mai cum? Ifrid. Cum? Ifrid. Tifilu sau cum? Ifrim. A, Ifrim. Ok, domnul Ifrim. O să vă las să scăpați cu viață data aceasta. O să uitați tot ce s-a întâmplat. În caz contrar, am numele dumneavoastră, mașina și am legăturile necesare pentru a vă găsi oriunde în oraș, dacă se întâmplă ceva. Ok. Puteți pleca. Rapid. Ok, mai merge mașina dacă e. Nu mai merge mașina. Bă, se dă clear la mașină în cavaș. Nu mai merge mașina la om. De așa că mie că poate-mi face o schemă. Vine după mine, mă, cavaș. Ia să vedem. O să iau BMW-ul domnului. Luați-l. Ia uite că-și cheia BMW-ul domnului. E clar. Gata, dai că ne trage și noi în oraș, băieți, că nu mai... A mai venit o mașină de poliție, ești nebun? Mă, ce face ăla?
Mă, cine e ăla de poliție? Să-i aștept aici, băieți? Să nu-i aștept? Nu, că-i aștept aici, fiți atenți, fiți atenți. Fiți atenți, băieți. Îl aștept aici când se întorc, să vedeți, să vedeți ce le fac. Mișu la Discord și vorbim până și vorbim de tine, Tony, adică. Dar nu mai vin băieții, ești nebun? Uite și tu, nu mai vin băieții. Au plecat încolo, ce au făcut, mă? Eu îi aștept aici, nu știu, vedem, vedem ce se întâmplă. Asta e că vreau să stau așa. Uite ce fac ăștia, mâncați. Hai, scoate armă, ce face ăla? Poliția română, predă-te! Mâinile sus! Poliția română! Am arma pe colegul tău, dacă faci o mișcare, e mort! Dacă faci un... Aaaa! Aaaa! Curățe de tot dezastrul ăsta. De ce, Doamne? De ce oamenii n-ascultă, Doamne? Cum văd că am arma pe ei, Doamne, și le zic să se oprească, Doamne. De ce, Doamne? Trebuie să fac curaj și după ăștia, să vedem. O, așa, ia să vedem. Pot mă să-l arunc în apă, oare? L-am aruncat la dracu, că nu l-am aruncat nicio apă aici, nebun. Îl las aici. Aici. Cred că mai bine plec de tot, băieți, și gata, nu mai. Nu mai. Nu mai mă puț, gata, am plecat. L-am rupt și i-am rupt pe băieții aia. Doi, și ăla cu Dacia, și ăla cu X6-le, doi polițiști. S-a terminat în seara asta, sunteți nebuni. Tony, vin și eu la Discord. Adică vii tu la Discord. Mă, stai așa că trebuie să-mi dau și-o fix la mașina asta, că era de ultimul hap. Gata, punim farurile frumos. Aia zic. Aia zic. Intrat și la Discord. A, te referi că ai intrat la mine pe Discord. E pe serverul de Discord al meu, la aia te referi. Bă, băieți, dați și voi acolo un like, faci noi 15 like-uri în seara asta sau salut. Băi, dar mai dacă ai intrat, nu știu dacă să mai intrăm pe Discord. Tony, pot să intru și eu pe voi, sunt 15 minute. Da, Tony, bă, nu știu dacă mai intru pe Discord. Cred că mai bine, de fapt, nici nu știu că gen... Gen, nu știu cum se face cu Discord-ul, că gen nu suntem nici în aceeași mafie sau organizații chestii și nu prea am avea de ce să stăm. Adică nu știu, mai bine gen dacă vreți să intrăm să ne întâlnim prin ăla și facem un roleplay. Și e altă treabă. Hai că e același lucru, dar e mai fun. Decât așa. Please, hai, băi, nu știu, că gen... Ei, nu știu, pana mea, dacă să intrăm sau nu, adică... Habar n-am, sincer, să vă zic. Bă, dar cu mașina asta chiar, că bă, e imposibil să mergi frumos, mă, mâncați și n-ai cum. Se rupe una, două, ești nebun la cap. Vreau și eu să vorbesc cu OC, please. Am înțeles, n-a bine atunci, hai că te trag. Hai, stai așa, două secunde. Așa, gata. Vezi că te-am tras. Fii atent care a fost faza. Poliția m-a urmărit. Așa. După... Zi. Vezi că nu te aud. După ce m-au urmărit pe mine poliția, a venit spre tine și prietenul tău era în fața mea și am vrut să mă feresc. What the fuck? Am vrut să mă feresc cu E6-ul ăla. Am vrut să mă feresc.
Mhm. Păi nu, că ai intrat în mine, ai intrat în mine. Scuze-mă, scuze-mă, cuiță, scuze-mă. Dar ai liniștit, nicio problemă. Și aia cu... cu aia că... aia cu prima greșeală... mă simt prost, nasolă. Adică cu care prima greșeală? Am vrut să fac la stânga și tu ai pupat în spate. Cum ar fi? Am vrut să fac la stânga. Jos. Live-ul trecut și te-ai enervat. Ah, live-ul trecut, am înțeles, stai că nu mai știam. Ca să știi că nu, oricum, ca să știi adevărul. Da, stai niște, nu, mă enervează pe moment, dar n-am treabă. Și vezi că au rost să mă numărească pâine poliția, mai spun cu dată. Și tu, era bine să fie mașina pe partea stângă, ca și alu băiatul... alu prietenul tău, alu colegul tău, era ok. A, că s-a fugit de ei? Da, s-a fugit de ei. S-a fugit de poliția ăla, dacă trebuia să-l iei pe ăla, pe polițist. Ăla cu mașina aia, să-l iei, ăla cu Bugatti. S-a lăsat un pic. A, pe l-am omorât direct, nu m-am gândit să-l iau. Dar îl iau data viitoare, nici problemă. Și de ce? M-au urmărit. Oricum, dacă era, îți dădeau acolo niște bani. Ca un fel de Hitman. Să-l plătesc ție, cum ar fi. Păi ce, știi vrei, ce? Vrei să omor pe cineva sau ce? Da. Adică să-l iei tu ca o static. Păi... ca să fi, să-l plătesc eu. Am înțeles, băi da, dar cu Hitman nu pot, că eu nu văd, nu-l găs, nu, eu nu știu unde e, trebuie să-l caut, știi? Da, n-am voie să... O-O-C-U. N-am voie. Dar grijă, vezi că ai trecut pe lângă poliție, vezi că te ia. Mă auzi, Tony? Poasă, mă, ia, da, te aud. Mă bagi pe mine pe voice? Da, frate, da, dacă hai că-s la... vezi că-s la spitalul. Ah, hai că vin acum, frate. Vezi că te văzui, că sunt în fața ta. Verdoțule. Vezi că te văzui. Te la poliția, a? Am intrat, ok. Da. Nu știu dacă m-a luat. Te la poliția, Tony. E clar. Ia să vedem. Iată ce fac cu polițiști. Ia, stai așa să vezi, că cu asta nu mă prinde. Ia să vedem. Mai ușor, domnule, că spargeți geamul. Bună seara, agent principal din Giorgu de la Poliția Română. Să trăiți, să o lingeți. Vă rog să prezentați și mie permisul și poletul. Desigur. Da, burei, să te fute noroc astă seară. Da, vezi că stai ce oameni nebuni în orașul ăsta, domnule. Să notezi colegul acolo de un BMW seria 6 la 4, da, te rog. X6 era, domnule, nu seria 6. A, seria, ce era el, îl prinde, eu nu prea știu cu mașinile, nu vezi că am Logan, adică... Vreau să scap de el, să te ajut eu. Eu văd că esteți cu BMW-ul, domnule, nu cu Logan. E Logan, domnule, ăsta. Am înțeles, am înțeles. Vă contraziceți cu mine? Nu. Am înțeles, ce-am și eu. Doni! Da. Să zici dacă urmărește. Stai așa, două secunde. Mai spuneți o dată, că n-am auzit. Permisul aveți la dumneavoastră, da? Cred că da, trebuie să fie pe aici. Nu știu, am încercat să dau de 5 zile tot încerc să mă duc la poliție, să vorbesc cu cineva, să mi-l dea, dar... Aveți permisul, nu? Poftim? Aveți permisul, nu? Nu cred, trebuie să verific. Ați încercat să vă duceți la secție, să... De 5 zile tot merg în fiecare zi, dar nu găsesc pe nimeni care să îmi dea și mie permisul. Am vorbit și cu domnul primar, dacă îl cunoașteți de aici din oraș, și a spus și el că nu e nicio problemă. Cornel, nu? Cornel, parcă. Parcă da, Cornel Tudor, sau nu mai știu cum îl chema. Da. Și mi-a spus că... Da, nicio problemă, da. Na, nu știu, dar dacă e, ne auzim după la secție și rezolvăm. Da, pe ce să mai zic, droguri consumați... Nu. Arme, ceva, aveți la dumneavoastră? Nu, am doar un dăla, un din ăla nerf pentru băiatul meu. Atâta, nu? Da. Ia. Bine, domne. Asigurare aveți? Că nu v-am întrebat de asigurare. Ia, cu voi și pe asigurare acum. Nu știu când expiră. Asigurare? Stați așa să o caut. La dintre mașina trebuie să aibă asigurare. Ia, stați cum mi-a cerut mie. Aoleo. A expirat ieri asigurarea, domne. Ah, ce
ce facem în cazul ăsta? Păi nu știu, cum spuneți dumneavoastră, știți ce facem în cazul nici ăsta? Nici asigurare, nici permis. Bine, păi... ai cu permisul dacă de la mine, te înțeleg. Colegul, ia du-te și tu mașină, colegul, în spate un pic, am o treabă cu domnul. Spuneți domnul, puneți domnul mașină. Poftim? Vă dau amendă sau ne înțelegem și noi ca oameni? Dacă vreți să ne înțelegem, ne înțelegem, domnule. Ia să vedem cu cât ne înțelegem, domnule. Stați așa, hai să mergem mai în față să vedem. Nu, domnule, aici, aici. A, aici? Stați așa, aici. Cât să-i... Stați mai așa să nu vadă. Da. Îi dau 200.000 băieți azi din 20, 200, 2000, 20, 200 de ori. Ia zice, stăune. Aha. E ok? Excepțional. Da, domnule, sunteți liber, sunteți curat, văd că aveți actele în regulă, da, totul bine. Bun, mulțumesc frumos. O seară, o seară minunată. O seară bună, o să trec mai încolo pe la secție, cam pe la ce oră găsesc pe cineva? Nu știu, domnule, cam, nu știu, jumătate de oră, o oră, cred că o să fie cineva, că noi suntem acum în patrul în momentan. Am înțeles. Dacă e, pot să vorbesc cu doamna de acolo să vă sune pe asta, să vă cheme? Da, veniți cu mine, că vă ajut eu, că ne-am înțeles bine în seara asta, ne întâlnim și la permis. Mergem acum? Să învățați pentru sală, vă rog, da? Știu, domne, știu întrebările. Mergem acum? Ce anume? Mergem acum? Nu, domne, că sunt în patrulă, acum am văzut jumătate de oră, cam no, așa. Bun, atunci, bun. Haideți că în jumătate de oră ne auzim acolo în fața secției. Da, domne, da, vă salut. Bine, atunci, mulțumesc, seara bună. La fel. Colegul, așa, colegul. Mai că am scăpat ieftin. N-aveam nici permis, nici asigurare. M-am înțeles eu cu domnul. Am înțeles. M-auziți? Dar Marian a ieșit. Stai așa că aici și Eric, să intre gata. Stai așa că l-am băgat și pe Eric aici. Salut. Așa, gata, bun. Să mergem să luăm permisul ăla. De 5 zile mă chinui să-l iau și nu e niciun polițist în oraș. Nu mai am arme. A, că ai murit? Înțeles. Mă știu, mă gândeam să facem ceva, o rolplay, dar mă tot gândesc acum. Vreți să intrați în mafie? Da. Ok, și mă gândeam să facem așa, nu faci direct de pe Discord, știi, pam, v-am băgat. Să facem o rolplay, o Caterinco, ceva, o de-asta. Trebuie să mă gândesc cum să facem. Gata, știu cum, fiți atenți. Te las pe tine, Radule, la un garaj, ai mașină parcă, nu? Da, e buguită. Care volanul pe dreapta și n-a rezolvat sunset. Că din când vreau să-i dau DV, rămân blocat în ea și nici că nu sunt la volan. Și nu mai merge să mă dau jos în ea. Rămân în ea. Păi cum, dacă te urci în ea, nu mai poți să te dai jos din ea? Ce? Dacă te urci în ea, nu mai poți să te dai jos din ea? Nu. Păi și cum faci să te dai jos? Păi dau disconnect și intru din nou. Serios. Stai sans, stai așa. Ia vezi ce ăla, toată mafia... Ia vină cu Sunset. Toată mafia... Nissan Skyline Air 30 de gink, mor când ea... Ai văzut pe live. Toată mafia Las Vegas. Nissan Skyline... Las Vegas. Ok. Ce asta? Las Vegas. Nu mă lasă nici să dau de veni, știi că nu sunt la volan. Sistemul ăla cu pasagerul în dreapta și de aia. Da, hai că dau disconnect ca altceva. Stai că te scot eu, păi cum? Ok. Nu știu. Da, nu știu. Păi să dau cât e mașina aia? Nu știu. Hai mă să văd. Câți bani mai? Hai că mă aude dacă e bine. Nu te aud. Dar te-am întrebat câți bani mai ai, mă. Aaa, 211.000.
Vezi că vine la tine, du-te la el. Adică să-ți iei altă mașină dacă e sau nu știu. Da. Așa, băieți, că îndepinăm probleme. Mai am 211.000 și 50.000 în bancă. Mersi frumos. Cât ți-a dat? 40 de milioane. Aia zic. Ia să mă uit. Auzi că e frumos ăla, da. Dar păcat că e bugăit, ia zi. Aha. Vezi că-s mașini mișto și ori mortul la... Audi R6. Vezi că-i forță. Sau și R7-le ăla vechi. 299. Ia. Ce stă în casă? Bă, nu știu, poate eu mă duc să mă pregătesc. Trebuie să găsesc o locație undeva astea așa să mă pregătesc. No, am zis că ești. Adică să ies. Gen, de pe calculator nu mai faci live. Asta am crezut că zici. Da, da, da. Nu, 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 nu. Mers la locație undeva, vreau să dau un anunț de la, știi că... Caut meme, caut chestii, vedem noi ce punem acolo. Mă trebuie să găsesc o locație mișto. A, gata, am găsit. Bun, ies de unde era CNN-ul, aici era CNN-ul. Mamă, ce-mi place ăsta, hood-ul de la... Ăsta, pe care iau și băieții ăștia, de la e-play, e fain. Hood-ul. Cine e ăsta cu X6? Retardat. Tony, e bine, bă? E bine, e bine. Bă, cine e ăsta, mă? Eu-s curios cine e ăsta. ID cât e? Altele. Nu știu cine e ăsta. Domnul, auzi? Mam! Da? Sunteți în vreo familie? Să trăiți, trăiți. Adică? În vreo mafie. Mafie? A, ești în vreo mafie? Nu. Nu știu. Păi și-ai vrea? Ce-i aia mafie? N-am auzit, decât de mafia, mafia Las Vagos, Las Vagos. Dacă ați auzit. Păi, eu sunt liderul. Unde? Eu sunt șeful mafiei. La Las Vagos? Las Vagos. Da. Am înțeles. Foarte bine. Și cum e? Merg treburile? Ce trebuie? Ce merg. Foarte bine atunci. Dumneavoastră nu vreți să intrați. Poftim? Dumneavoastră nu vreți să fiți... Intre ei pe acolo și eu. Nu, 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 am descurs și singur. Ok, atunci. Eu zic pe ăla, zic că eu sunt liderul la Las Vagos, e clar, am aflat cine e la Las Vagos. Las Vagos, nu Los Vagos, băieți, Las Vagos. Mă, dar cine e ăsta, cu Alfa Romeo ăsta, cine e ăsta, mă? Trăiți, vă ajut cu ceva? Oh, nu, 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 cu nimic. Las Vagos. Păi ce faceți, domnul, aici? Cum ești o țigară? Foarte bine, foarte bine. Mă, iar a venit ăla, mă? Cine e ăsta? Ăsta e altul, ești nemul cu X6-le. S-ai tot ăla. Bă, de asta e când mi-am încuiat mașina. Poți să încui de aici, în caz de ceva? Am încuiat-o, gata, mașina încuiată. Cine e ăsta, mă? Să trăiți, domne! Să trăiți! Vă ajut cu ceva? Nu, nu, nu! Sunteți în regulă, domne? Vă e cald? Nu, nu mi-e cald. Vreau să mă adrechizat dezbrăcatul. Ca să mă afle polițiștii futei, rog să-i fut. Asta seara. Din seara îi fut. Păi, dar ce aveți, domnule? Aveți boală pe ei? Da, da, vreau să-i fut. Vă place la, să le dați și la bărbați? Pot să le iau și soacrele la mine, gheozdană. Soacrele? Ia uite așa, frumos, ia uite. Olica, haida. A, îmi place, dar vreți să le luați și soacrele? Da, da. Păi nu sunt cam bătrâne? Eee, sau dumneavoastră sunteți pe premiza aia că găina bătrână face ciorbă bună? Adevărat.
A, deci pe premiza aia sunteți, nu? Ia să vedem. Ce căutați, domnule Col, pe telefon? Caut un ciulama cu fasole. Vreți să mergeți să mâncați? O ciulama cu fasole. Vreți să mergeți să mâncați? Nu, dar să mă sune soacra. Am înțeles, am înțeles. Foarte bine. Alo, oa soacră! Alo, părăcistu! Vreau din seara să te iau la hâț! Din seara, să-ți rup! Să-ți rup necul! Ia uite-l, băieți! Din seara! A, ceau, popii, soacră! Să rămână, să rămână! Doamne, domne, dumneavoastră așa vorbiți cu soacra dumneavoastră? A-a. Și câte soacră am eu? Câte soacră am eu? Câte soacră am eu? Câte polițiști? Sunt ca polițiștii, soacrii, sunt ca polițiștii. Păi adică aveți multe soacre sau cum? Da, da. Aoleu, stați așa să... 250. Ca să-mi aprind și o țigară. Pe toate. Ce ziceți? Pe toate. Ce pe toate? Pe toate le vreau să le iau la hâț. Am înțeles, am înțeles. Deci vă place, vă place găina bătrână? Da, dar chestia că seara așa, fiecare seară, mai iutăzesc așa la buci pe ea, mai o iubesc. Foarte bine, foarte bine. Păi așa este și normal, domnul. E, oricum nu are ce să facă mie. Eu sunt ăsta, am venit la piscină. Un băiat. Adică la piscină. M-a la piscină? Doi, salut frate, bine pe la este. Ce faci? Uite, mă joc 5M. La ce piscină, pur și simplu. Păi adică, ce faceți la piscină? Mă distrez. Faceți hâța-hâța sau? Da, da. Ai cu măriuța. Da, da. Foarte bine atunci. La asta câți câștigați salariu? Ești într-o mafie? Da, sunt în mafia 1570 mea. 1570 de euro? Nu, de ce? Că văd că sunteți ăsta, cum a fi un secretar. Nu, no, domnule, n-am eu față de secretar. Sunt ceva mai sus de secretar. E de genul... Sunteți genul un om care este ca un fel de... Asta cu ce agent? Sub acoperire sau ce agent? Sub acoperire. Poate, poate pot lăsa impresia asta, dar nu mă ocup nici cu asta. Iată ce a făcut el, bărbatul la soacră mea. I-a furat lățicul. I-a furat lățicul. Dacă nu dă bani, eu fut. Aoleu. Sunt periculos așa? E, le iau pe toate. Și pe colegii la polițiști, le iau. Le luați în hâț? E, da, da, deja e gravidă. A lăsat-o pe una gravidă? Da, da. Foarte bine, foarte bine. Și așa are 7 luni. Mă are un pic și naște. Am înțeles, am înțeles. Înseamnă că o să fii tată. Eu cum a fi sunt un cocoș care calcă puice. Am înțeles, înseamnă că o să fiți tată, nu? Da, da. Foarte bine, Vegetar, vin și eu, ok, te aștept, Mario, pe server. Am înțeles, apropo, băieți, nu uitați, dacă sunt noi pe live, nu uitați să lăsați și voi acolo. E ceva de genul, dacă îmi revează polițiștii, le iau soacrii la mine, ghiozdar cum a fi. Am înțeles, am înțeles, este periculos așa. E super periculos. Pe mine... Am înțeles, e prea haz, dar Marian, mă, eu sunt top, de genul... O prefac că sunt la piscină. Așa. Și mă duc în casă și le iau soacră la mișcare. Că e prea grase. Păi și de obicei acceptă sau? Da, da. Dacă le dau verighetă. Le dați și verighetă? Da. Păi aveți bani, înseamnă, domnul. Din seară iar mă duc. La casă. Foarte bine, foarte bine. La o casă apropiere. Foarte bine, foarte bine, domnul. Încă vecina ta este mai aproape, un pic. La 5 metri de casa ta.
Vezi mă caz. Adică la 15 casa mea. Adică e vecina ta. Păi tu de unde știi unde stau eu? Nu tu. Ia, Cagica. Vezi că e la 5 metri de casa mea, de unde stau eu. E vecina. A mea sau a ta? A mea. Am înțeles, am crezut că a mea. Aute și pe ăsta cu tacia. Nu știu, nu văd pe nimeni. A, mi s-a părut. Păi bine, doamne, ce să zic, spor diseară la hâța hâța. Aha. Îmi place să le iau la hâța. Pe toate soaclii. Știi ce? Aia să mă îmbrac, mi-e frig. Dar de unde a scos domnul hainele alea? Alu! De geantă. În geantă? Că avea geantă jos. Am înțeles, am înțeles. Lăsați că e bine. Ce mă tare. Poftim? Ce faci, boss? Bine, tu? Eu sunt Mario. Salut. Salut. Alo. Salut. Ce faci uite, cu noi? Să las soacra. Uite, uite, vreau să vii și tu în soacră la discotecă din seară, dacă se poate. Ok, hai. Cu soacra, bă, ne trebuie la locația Pantoful da. Roz. Ne trebuie din seară. Ne trebuie la o discotecă ca da. Povești. Hai, te pun soacră, te pun la chiloți. Și la sâce. Hai, ciuci. Cine ați vorbit, domnul, cu soacra? Da, da. Foarte bine. Alo, mami. Mergeți din seară la hâț? Dacă... Ia să iau. Bine, domnule, hai că v-am lăsat că mă duc, am o treabă, ne mai auzim. Da, da. Seară bună și baftă la hâț. Hai, noroc. Bă, băieți, nu mai stăm aici să mai dăm anunțul că a venit prea multă lume. Alo, o soacă la lui... Alu Capru. Merge la poliție, să și eu de dacă... să te ia la... La o cinere romantică, dacă se poate. Să te ia și la... La pulă. Pic așa. Ia uzi. Mergem până la poliție să vedem dacă au venit polițiștii aia, să dăm de permis, luăm și noi permisul, ca să fim în regulă. Și ne întoarcem mai încolo la asta, la CNN să dau anunțul. Acum avem prea multă lume și nu mai e caterică când e prea multă lume. Totuși, nu știu cine era băiatul ăla îmbrăcat în ultima venit și mi-a zis că s-a lucrat mă tare. Dar, da. Ia uite, ăștia-s gabării. Uite gabării în față, știu, mă? Îi dau și eu după ei și nebun pe roșu. Ăla i-a dat pe roșu. Dăm o liniuță cu ăștia, băieți. Nu te-a învățat, bă, ta, să nu stai la roșu? Ia uzi-l. Ia uite-l. L-a luat, băieți, mă duc după ei. Nu mai mergeți de permis, gata. Mergeți de ce fac gaborii. Ia. Ce fac, mă, ăștia, mâncați-și? Nu-l mai prinde, ești nebun? Ia, bă, da-l prind. Ia, mă duc și eu după ei. Mă duc să-i ajut, fiți atenți băieți că dacă e ceva, dacă e să mă ia garda, le zic că am venit să-i ajut, că sunt agent sub acoperire. Antifan? Da. La... Da. Așa, să stai așa. Să stai așa pe Antifan? Mhm. Ah, nu bun. Nu că eram pe... Bă, ce le face? Stai că mă duc după ei să-i ajut. Ia. Că zic așa, dacă te ia cum le sus, să ne chinzăm. Dai pe un căscut și cea. Da, nu știi că n-au treabă. Ia uite ce e aici, bă, câte mașini sunt, mai aici, ai tot serverul. Două Bugatti-uri și nu-l prindu nici șanse. Soacra la hâț. Bă, a fost prea panorama, o să mor eu, dar Marian. Ia. Da. Ia uite ce dă X6-le și ăștia cu Bugatti nu-l prind. Păi dacă mă bag eu în asta, îl prind instant, nu? Să nu mă fac praf. Deja sunt curul ei, nebun și gata. A intrat in el, mă, Cavaș. Mama, a intrat și Gaborul. Ia, l-au prins, băieți. Hai să dăm aici. Își Caio. Își revine ușor. Ce zici? Acolo spre Caio? Nu știu unde este, cred că da. Stați, domne, stați, 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 stați. Stați, domne, că vă ajutam să-l prindeți la spris.
L-am prins. Stați, domnule, stați, stați că sunt cu voi. Singur. Sunt cu voi, domnule. Domnule, ridic mâine sus, sunt cu voi. Aici cu noi, o să fiu cu noi. Urcă-te mașină și du-te la secție. Păi nu pot să vă și eu de cine era, că am văzut că la asta am vrut să vă ajut. Nu, nu poți. A fost 10-80, a fost o urmărire. Bine, domne, bine, la revedere. 10-78 la ultimul 10-80, am nevoie de întărit. O să-mi iau pumnal. Mamă, ce le-aș da acum? Păi și eu mă o să iau pumnal, fii atent că iau până în spate. Ia că se trage. Bă, le-aș da-o, dar nu știu, băieți, îi luăm pe sus să ni-i luăm. Îl dau cu pumnalul, mă. Nu, nu merge, nu, lasă altă dată, că acum singur, aia e chestia. Nu merge, altă dată. Ești la aici, nebun, dar... Pumnal, 1. Ia că mai vin o mașină, nu, păi fiți atenți ce le fac, nu că mă duc peste ei. Îi omor pe toți. Machetă. Deci nu m-au lăsat să-i ajut? Las că îl ajut pe Dan Maria nici de bun dacă nu m-au lăsat ei să-l ajut. Ce-ai mai blană bombă? Te așa să mai impun o armură în caz de ceva. Ba. Ia ca și armură, cred. Gata. Fiți atenți ce le fac. Voi n-aveți arme, nu? Na, mi-am luat respawn. Mi-am luat respawn. Stați așa, că să vedeți ce se întâmplă. Stați așa, întâi să vedeți. Eu e cal cu mașina. Nu, bă, nici chiar așa. Mamă. Acolo din câte văd. Ia uite. Hai că momentan vreau să stau. Cine vrea în familia Los Vagos să vină la Siena. Care este cu Alfa Romeo, bă? Ce ți-e la, mă? E36, ce e ăla? Ia vezi-l. Îți place cum l-a tunat, mă? Caterinca. Stai așa că vreau să-l dau la gaburi. Ia-o pe la spate. Să trag, să nu trag, nici nu știu. Nu merge Sargardul ăsta. Stai că iau. Bă! Nu i-am luat! Trage după mine! Nu i-am luat! Bă, ia... să fugi, că... Mamă, ia vedeți ce trag. Nu că aici îi aștept. Bă, care a intrat în ei sau ce ați făcut? M-am omorât. Stai că trage și după mine. Mamă, dar vedeți ce trag? Ia vedeți ce trag! Eu am plecat că nu vreau să mor. Mi-a dat-o puțin. Dacă mă găsesc și aici... Mă facă plec. Mă facă plec și mă întorc. Fiți atenți, băieți, ce le fac. Mă facă plec. Și mă întorc. Fiți atenți chat ce le fac. Ia, vin după mine oare? Nu vin. Eu la niște vagoane. Nu știu, eu vreau să le dau. Nu m-au lăsat să-i ajut, atunci las că și eu vreau. Uite, bă, te văd, Tony. Eu sunt boscheți ăștia. Uite, mă vezi? Te văd. Dar m-am băgat în mărăcinile astea. Fii atent, facem altă schemă. Urcă-te la volan la asta și trag eu din mașină. Urcă-te la volan. Stai. Hai, las-o, dă-o dracu în mijlocul străzii. Hai, urcă. Să vezi ce le dau, cu SMG-ul le dau. Să spui centura. Stai. Unde-i SMG-ul? Gata. Dă-i ușor. Dă-i. Vezi, hai că să nu facem accident, că dacă facem accident e pa. Au plecat. Sau? Ia, stai, lasă ușor. Uite, cine e ăla de acolo? Nu văd pe nimeni, eu sunt stânga ăștia. Nu, eu am tras. Ia dă-i către ei, dă-i spate, dă-i către ei. Vezi că poate să ascundă. Dă-i către ei. Ușor, lasă ușor. Eu nu-mi bugat, îi dai un pic la bugat. Uite aici. Dă-i către ei, dă-i în față. Dă-i, trage. Oprește. Bă, nu i-am luat. Dă-i după ăla cu Bugatti. Dă-i, s-a stricat mașina, dă-i. Ala, omor. Nu, m-am dat jos, nu. Am murit. Uai, rulează. Ai zis tu că s-a stricat mașina și am vrut să mă dau jos. Pula mea, am murit. Băga-mi ești. Așa, ia-mă pe sus. Ia-mă pe sus. Repede, fugi. Bagă-mă, dă-i acolo să-și mi-l bagă mașina și fugi. Bă, dar tu ai zis că mi s-a stricat nouă sau lor mașina? Nu, lor. Ah, eu am înțeles, ni s-a stricat mașina și am crezut că nouă și am vrut să mă dau jos când mi-ai zis. Și gen, apăsasem deja B și F, doar că până să mă dau jos tu ai plecat și după s-au luat comenzile, gen, dă-i direct la spital sau dă-i, pleacă de aici. De fapt, poți duci la spital, că am căzut din mașină doar. Pleacă de aici. Puneți checkpoint la spital, nu știu. Da.
Numai să pleci repede, să nu ne vadă ăștia. Aha, pe unde m-am băgat. Nu, mă iau până apoi. Ia că i-a dat livelul, dar Marian i-a dat J-Lish, nebun. Tor Gaming. Mă, pe unde-i dai, mă, nebunule? Bă, n-am ieșit, ieși mă de aici odată. Nu pe aici, po- așa. Dă-i stânga, așa, dă-i. Dă-i tot în sus, așa, pe aici, drumul dreapt. Ți-ai pus ce mă la spital? Da. A, nu, bun, stai că nu știam, ți-ai pus. Dă-i să fugim de aici, să nu ne mai vadă. Nu știu, nu știu câți am urcat, cred că unul am omorât. Trebuie să schimbăm mașina, bă. Da, da. După aia schimb tu culoarea sau... Sau o luăm altă mașină, mare lucru. Oricum, ai căzut, aveai și armură, deci nu-i mare. Da, dă-i și tu, dă-i mai tare, că mai am, nu prea mai am mult timp. Mai am 70 de secunde. Bă, oricum aveam și armură și oricum, dacă oamenii au zis că, cum zice, că dacă îmi dă glonț în cap, poate să-mi dea revive, pana mea. Nu aici, nu aici, la recepție, la recepție. Aici, stânga. Așa, aici. Și lasă-mă jos. Sorry. Repede. Gata, mai am 13 secunde, 11, 9, 7. De ce scade câte 2, 5, 3? Ai fost tratat, bă, la... Am murit. Ce la respawn? Da. Mâncați așa. Mi-a luat cinezii, mi-a luat și armele, e clar. No, hai să schimbăm repede mașina atunci. Nu știu, n-am făcut tichet. Unde ne e mașina? Ah, 49, spune boss cu ce te poate. Spune cu ce te poate. Cum a rămas mașina pe podul ăla. Am făcut-o la tichet, da. Hai zi. Găți arme de nou, nu-i problemă. Păi aia. Abuzăm. Abuzăm? Păi ăsta... Mă... Abuzăm. Păi, Bogdan de la Plăiești, frate, de, nu mai abuza de funcția aia, frate, că nu se face așa. O să primești J. Eu ce râde, dar Maria, nu mai râde, băi, frate. Ce crezi, că nu așa țin copii? Păi, ăsta, Bogdan de la Plăiești. Nu mai abuza Dan de Marian, funcția. La hâț. La hâț. Băi, dar Marian, ai fost criminal cu faza aia, să mor eu. Mi-a plăcut maxim faza aia. Sacra. De nu pun pe aia și pe episod și pe TikTok, fii toate la mine. Asta zic. Hai, deschide-i. Olio. Ma. Pace, mă, așa, toți draci. Bun. Hai să scoatem altă mașchinetă. Scoatem pe asta. Asta încă nu e rapidă, dar va fi și asta în curând. Trebuie să ia-ți armeul. Da, imediat, stai 2 secunde. Hai că te aștept aici, în față. Bă, iar, bă, deci mereu când cobor aici, intru la vinuri în loc să mă duc să-mi iau arme, mâncava și... Mă fut în ele vinuri. Da, iese așa, vreau să văd dacă mi-e pingul ăla pe care îl știu. Cred că ăla e. Dar ce, n-ai mai fost aici niciodată? A, da, mă, ăla e. Nu, no, că am avut și eu mi-e pingul ăsta.
și de chestia cu locația de... A, da, acolo ești tu, nu? Unde? La locația din frigider. Adică din frigider? E locație, gen, dacă intri în frigider... Zi serios? Da. Ia ești... du-te la bucătărie. Și ești la noi? Da, pe la voi. Stai așa. Ca să mută și eu la mine pe server, dar... Mai zis că nu-i mie pingul ăsta. Deci zi serios că dacă intri în frigider, locație secretă. Da, da. Nu pot să cred, eu n-am știut asta până acum, ia. Da, unde ești? Vine acum. Uite eu. Ia vină acum. Intră în frigider. Bă, ești nebun? Eu de ce n-am știut de asta? Și aici e o cameră de tortură aici. Nu pot da, să uite. Cred. Mamă, pe dacă vede Sterix turbează, ești nebun dacă vede. Vai, aici ia, aici ia uite, plantație ia de... Ia uite ce e aici, arme. Și acolo... Bă... E plantație de weed acolo. Aici. Bă, ești nebun! Mamă, păi gata, casa asta devine pentru mine next level de acum acolo, e top. Am și eu mapping-ul ăsta și am zis că... E fain oricum. I-am crezut că știi de locația asta. Nu, mă jur. Și mai e ceva ascuns sau nu știi? Nu știu, cred că nu. Mamă, stai să vezi dacă... Posibil, vezi, dacă de fapt, nu știu. Turbează. Oricum, nu o să mai stau nicio foarte mult. Ca păi va trebui să plec. Da, nici eu nu o să mai stau așa mult. Ia aici nu poți intra. Bă, deci să mor acum testez tot. Și ceasuri și tot testez. Și pereții testez. Și oala asta văd dacă pot să mă bag în ea. În cuptor, ia. Nu merge. Bă, dar ce caterincă e asta. Nu, că trebuie să mai fie pe undeva ceva. Cred. Da. Sau, poate știe Sunset. Păi nu, nu cred că știe aici, că nu ne-a zis nimic. Ca să înțelegi și tu, nici el nu ne-a zis nimic. Mamă, așa. Da, crezi că știți că... Nu, da. nu. Mi se părea mie casa asta cam simplă așa și că gen n-are nicio cameră unde poți să zici că să dormi sau așa. Dar am zis, bă, cine știe. Bine, nu că acolo ar fi o cameră de dormit, dar zic așa gen. Da. Că mi se părea mie că pardon, că e cam puțin gen. N-are cameră de dormit? Nu. Gen, yeah. O cameră normală, cu un pat, nu zici că stai, dormi sau te odihnești, știi? Da, ce drept n-are. Deci nu, că eu acum toată casa o testez, mâncați și. În pian mă bag. Ia, nu merge în pian. Cum era să intru în pian, să intru în cine știe ce basement era. În pian. Deci nu, că toată casa o testez acum, mâncați și pentru aia, ești nebun? Am văzut că te duceai la vinuri când l-ai pe cineva. Da. Acolo da. Vă băgați. Dar acum vă băgați acolo, în camera acum, de tortură. Acum da, ești nebun. Bă, dar nici nu știam, frate. Dacă vrei să postezi aia cu Dan Marian, să-mi dai mie ceva, o poză. Să fac eu o poză din părțile alea și să fac eu un thumbnail. Ah, păi să văd, cred că pun doar pe TikTok. Nu, că pe episodii okay. E scurt. Eu aș uita că avem biliard aici, mâncat. Și acum am văzut iar că mai părea să iau tac. Ia, prin bar pe aici, mă duc și eu undeva. Nu intru nicăieri în bar. Cum era să intru în bar, să cad prin mapă. Caterin? Biblioteca asta nicăieri încă un pian. Nici asta nu duce nicăieri. Nu cred că mai e vreo locație ascunsă. Sau cine știe. Mamă, dar aia va fi top rău aia cu frigiderul, să mor eu. Nici nu știam. În canapea, nu mă bag nicăieri în canapea, urât așa. Mai fi vreun ascuns, deci eu asta fac acum, eu stau și caut dacă mai e vreo locație ascuns. Dar nu cred că mai e nimic, adică... Da. Poate aici, la subsol mai e ceva, cine știe. Aici, la vinuri. Nu e nimic nici la vinuri.
Nu mai mă, gata. Aia a fost. Aia a fost, dar oricum e Caterinca rău aia, n-am ce zice. Dai să-mi iau arme, că am și uitat să-mi iau arme. Aca, armură parcă mai am. Mai am, a, mai am 4 armuri, bun. Mi-am pus încă una pe mine, bam. Ce mai am pe aici, asta să-mi iau GPS. Dai să-mi iau, nu știu, mi-au un tech din ăsta. Mi-au un pumnal. Ata, hai ca nu mi-am mai luat asa multe, acum ca mi-ajunge. Da, ce-i drept chiar e faina locația asta cu frigiderul. Bă, stai. Bă, da, chiar e Caterinca gen și e faina și casa, știi, și curtea și tot. Da. Gen chiar îmi place și perimetrul ăsta și gen toată toată suprafața asta, ca să zic așa. Bă, ce-i frate? Nu, dar eu mă mai duc acolo, o, atacul la frigider. Eu vreau să mă uit așa în detalii. Dar să mor, că zici că pare normal, dar uite, până hâț. Zice, Caterinca că-i pus pe aici cu scări, cu de-astea. Da. Bă, cred că o să închid și eu live-ul aici, că trebuie să plec. Stai așa să mă duc undeva afară. Bă, băieți, o să închidem aici live-ul. Mă scuzați că a fost un live cam scurt. Acum când s-au mai strâns persoanele, nu știu. Ori poate mai dăm drumul la vreunul mai încolo. Dacă nu, probabil ne auzim mâine pe alt live sau pe alt videoclip. Nu sunt sigur încă. Îmi pare rău că închid live-ul așa de vreme. Vă mulțumesc pentru vizionarea cei care au fost pe live stream. Și noi ne auzim, nu știu, ori mai încolo, puțin vreo oră, două, sau mâine, nu sunt sigur, vedem. Așa că eu am fost Tony, noi auzim data viitoare, ciao!